Hristos a înviat, dragii mei! Nu a trecut mult timp de când am primit cu toții lumina Sfintei Învierii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce dar mai frumos v-am fi putut face astăzi, echipa Povești de Viață și televiziunea Edno, decât povestea de viață a unui mit al cântecului popular românesc. Doamna Irina Loghi. Nume scris cu litere de aur în cartea tezaurului folcloric românesc. Am îmbrăcat haine de sărbătoare, mi-am luat buchetul de flori și am venit acasă la dumnea ei. Sărut mâna, doamnă, Hristos a înviat și adevărat bine m-am găsit. Înviat. Vai, ce plăcere! Ce zi minunată de Paști îmi faci! Îți mulțumesc foarte mult! De bine ce ai venit, Aurele! Hai să intrăm în casă, să depănăm amintirile noastre. Cu multă plăcere, doamna Irina, poftim, după dumneavoastră, nou, te rog, sunteți gazda. Te rog, sunt gazda. Urarea mea de fiecare dată este să aveți dorințe împlinite. Eu astăzi am o dorință împlinită pentru că sunt acasă la doamna Irina Loghin, într-o zi sfântă, o zi cu o încărcătură spirituală aparte, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamna Irina, vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut pentru folclorul românesc și pentru că astăzi m-ați primit în casa dumneavoastră într-o zi atât de specială. V-am primit cu tot sufletul și cu tot dragul. Nu trebuie să-mi mulțumesc pentru treaba asta, pentru că aceleași mulțumiri vă aduc eu vouă, întregii echipe, pentru că îmi faceți o zi extraordinară. Înainte de toate, eu zic să ciocnim înainte, un nou. Hai să ciocnim un nou. Uite, ăsta e că e mai aprins. Și cine va câștiga... Va câștiga, va Hristos câștiga. A înviat. Adevărat a înviat. Ați învins. Am învins. Foarte bine, vă aparține. Mulțumesc frumos. O să-l las aici. Da. Ce mai face doamna Irina Loghin? Mulțumesc foarte bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Cu ani trec, așteptăm primăvara să vină. A început să-și arate deja colții, da. Eu aștept primăvara cu, mă rog, afară de florile, de verdeața, de verdele crud care apare și pomii și toate pădurile înverzite. Eu mi-aștept hrana mea de primăvară. Hrana adică, de primăvară, să înțeleg hrana. Că este anotimpul dumneavoastră preferat? Anotimpul meu, da, anotimpul, pentru că sunt urzicile, este leurda și păpădia. Și păpădia. Astea sunt salatele mele care le mănânc, mai ales în postul Paștelui, le-am tot folosit. Vi le pregătiți singură? Singură și singură mi le culeg, vreau să spun. Merg la pădurea Băneasa, acolo unde cunosc locurile leurdei, unde culeg așa câte brațuri și vin, este salată nemaipomenită, este delicioasă. Le recomandăm și telespectatorilor noștri. Da, chiar vă recomand astăzi, în ziua de Paști. S-a mai trecut puțin leurda, dar încă există și încă e bună de mâncat. Deci se toacă, se spală ca și salata, mărunt așa, se amestecă cu ulei de măsline și cu lămâie și cu puțină sare și se pune pe pâine prăjită. Dacă vreți să puneți puțin unt pe pâine, bine, dacă nu vă îngreșați, lăsați pâinea simplă. Și ce le mai recomandați telespectatorilor noștri în zi de Paște? Astea sunt sunt mâncăruri pe cele care le servesc eu cu foarte, foarte mare plăcere. Ce pot să spun? Că mie nu recomand la nimeni, pentru că mi s-a așa de dragi animalele, de aceea am și devenit vegetariană, că mi-s foarte dragi animalele și nu recomand la nimeni. Nu recomandați la deși nimeni. Deși asta este datina, asta este roșu, sigur că da. Un păhăruț de vin roșu. Cu pasca noastră, cu pasca tradițională. Cu drobul. Eu am făcut toată iarna drob și în continuare din hribi, din bureții aceia grozavi, care cresc în anumite zone, mai ales în Moldova. Și eu am făcut rost de la Vatra Dornei în toamne de hribi, aceia care sunt senzațional. Am făcut și sarmale, am făcut și drob. Am făcut de toate din el. Este nemaipomenit. Și bineînțeles cu cozonacii care sunt tradițional și tot felul de... Și de ce nu și fasolea? De exemplu, săptămâna trecută am avut o familie din Germania, da, care eu merg foarte des la ei și în sfârșit au decis să vină și ei la mine. Vreau să spun, Aurelian, că am pregătit tochitură de porc cu cârnat de casă, cu friptură de curcan, cu răcituri, le-am pus toate pe masă. Și lângă ele am făcut un platou de fasole bătută, da, așa, cu ceapă din aia nu prăjită, din aia aburită, în apă și puțin bulion în ea. Și pe urmă pus uleiul de măsline rece și dădea ca o ceapă prăjită, cum ar fi rumenită în uleiul respectiv.
și am pus-o așa pe tot, am pus și în fasole în interior și am pus și la suprafață și am făcut o salată de varză murată, tot din varza mea. Vreau să spun că toate au rămas intacte pe masă. Și fasolea a fost consumată? Tot platoul de fasole și varza murată am mâncat. A zis, doamnă, așa o masă nici la cel mai mare restaurant n-am fi putut să servim. Extraordinar, dacă revenim la dumneavoastră, același lucru să ne pregătiți. Cum era, aranjată masa de Paște în copilăria dumneavoastră? Tradiția noastră era, cei 6 copii care suntem 6 copii la părinți, 3 în toți, mulțumim lui Dumnezeu. Le deci dorim un Paște fericit și multă sănătate, mulțumesc, fraților dumneavoastră. Mulțumesc. Plecam la biserică, ne lua tata la biserică. Tata era prezent la biserică, la toată slujba. Cum s-a numit tatăl dumneavoastră? Efrem, da. De origine? El a fost din Basarabia. Basarabia, da. Basarabian. Basarabia noastră dragă. Basarabia noastră dragă. Extraordinar de avea o voce extraordinar de frumoasă și un om extraordinar de bun. Era iubit de toți copiii din sat, pentru că era foarte respectos. Îi plăcea foarte mult să aibă dialog cu toată lumea, indiferent cine era el. Că era mai înjosit al comunistului, nu, el cu toți le acorda aceeași atenție și aceeași dragoste și afecțiune. Și tocmai de aceea era un om foarte respectat, da, în sat. Dumnealui cântând și la strană, în biserică, da, toată viața. Tot timpul era nelipsit acolo de la strană, pentru că înainte a fost călugăr. Înainte, la vârsta de 18 ani, a fost călugăr, a stat 2 ani de zile la călugărie, până a venit la cules de vie, la Valea Călugărie, să știi mai bine. Așa, da, că sunt puțin obosită. Da, și a cunoscut-o pe mama. Iar cine o cunoștea pe mama nu putea să... Se numea Elena. Elena, da. Și a fost așa o dragoste la prima vedere. Dragoste la prima vedere. Tata meu era logofăt acolo. Și încă nu terminase cu călugăria. Dar în momentul când a cunoscut-o pe mama și a zis în gând, cu această femeie, deci jurământul nu îl depusese, este adevărat. Bine că n-am depus jurământul, pentru că eu fără această femeie n-aș fi putut trăi. Pentru că mama nu era frumoasă, dar era simpatică, imediat se făcea frumoasă, prin felul ei de a fi. Era așa de simpatică și cânta și frumos. Și amândoi chiar... Probabil au cântat la vie atunci. Exact, și... nu, dar mama cu glumele, cu făcea atmosferă. Era pontoasă mama. Exact. L-ați moștenit pe tata dumneavoastră, da, la glas? Da, eu l-am moștenit pe tata, da. Da, și la poante și pe la... mama. Și la și dumneavoastră sunteți pontoasă. Da. Da, un da, lucru extraordinar. Așa e bine să creezi atmosferă. Foarte mult părinții. Să creezi atmosferă față de cei din jur, că este nemaipomenit și atunci te caută lumea. Așa ne spunea tata. Tată, totdeauna să faceți atmosferă plăcută, să vă caute lumea, să nu umblați cu răutăți, că nu e bine, atunci lumea vă îndepărtează și nu e bine. Singurătatea nu este bună. Ați ținut cont dumneavoastră, da, de sfatul, da, tatălui dumneavoastră, de sfaturile ce le primeați de la părinții dumneavoastră și iată că v-au ajutat în viață, doamna, da, Irina Loghin. Tatăl dumneavoastră, în seriile de iarnă, mai ales, în momentul în care venea de la muncă, fiind sondor, da, știu că vă punea să cântați. Am dreptate? Da, tata, da, făcea cor cu noi. Eram 6 și cântam pe 3 voci. Dânsul a studiat muzica? Acolo la călugărie, cred, pentru că avea ureche note foarte muzicale, bună, da, și a venit cu un diapazon. Era o drăcie din asta așa de fier și își lua tonul, punea în ureche și lua tonalitățile. Avea care, și noțiuni care, interpretative, da, bănuiesc. Exact. Da. A fost, vă punea să cântați pe voci? Da, pe voci. Eram 4 fete și 2 băieți și toți cântam pe 3 voci. Dar să te ferească Dumnezeu să nu cântăm cum el se uita, numai atâta, se uita la noi și începeam, ne și dirija, dar cânta odată cu noi. Și ieșeau în cor, vreau să spun că toți sătenii veneau la poartă și ascultau, hai că Efrem a făcut cor din nou cu copii, și ascultau la poartă ce cântam. Și în momentul în care greșeați puțin, cum vă pedepsea? Nu ne pedepsea, nu. Tata nu știa să ne pedepsească agresiv. Numai dacă se uita la noi, știam că ne-a certat din deja din priviri. Am prins... și sărăcia, din păcate. Am prins... V-ați născut în perioada războiului. În perioada războiului. Îmi amintesc ca prin vis avioanele cum treceau pe deasupra curții noastre. Și unde v-ați ascundeați? Ne lua toți, pe toți, tata ne înșfăca pe toți de mână. Eram mic, aveam 2 ani.
așa și ne înșfăca mâna în noi și ne duceam la un... Era un, o groapă săpată într-o râpă, noi ziceam tranșeu. Într-un tranșeu, ne, da. Într-un tranșeu unde făcuseră trepte așa din ei, făcuse din chiar în zidul ăla și urcam toți repede și ne băgam în acel tranșeu. Într-o râpă foarte mare, unde nu putea să cadă pe noi bomba, dar am auzit, au dat și bombe la fântâna noastră din comună, pentru că stau într-un cătun în comuna Gura Vitioare, stau peste Teleajen și acolo au bombardat mai mult, că era foarte multă pădure și bombardau și aiurea, așa, care, bine, ca copil nu știam eu și ce... Și vă era și foarte frică, da. Nu? Ați fost călită de am mică. Am fost călită, vreau să vă spun că la 6 ani, nici nu aveam 6 ani, m-am dus la pepiniera din comună, că era o pepinieră de răsaduri de astea, de pomi. Și mergeam acolo să-i sap, să-i tund și pe alimente. Ne dădea alimente, nu le dădea bani, primeam alimente. Țin minte, era o slănină, asta, marmeladă. Pui, poate marmeladă. Marmeladă, da, ce era pe atunci. Pe atunci, fiind și foametea în perioada aceea, o perioadă de sărăcie cruntă. Aveam o rație care cât lucram eu acolo, atât mi se dădea. Deci am început să produc de atunci, de la copil. 6 ani. Exact, de la 6 ani. Iar mama, faptul că ce erau butelii pe atunci, sau ne scula noaptea la ora 3 noaptea, ca copil fiind, ceea ce e destul de greu. Nu pot fiind să zic că mama era inconștientă, dar vroia să punem umărul să nu murim de foame. Și de aceea asta avea în cap. Haideți, săriți și voi. Da, trebuia să vă aduceți aportul. Da, vroia să ne pregătească să sărim și noi la aceste neavuturi, la această sărăcie. Aveați animale, doamna Irina? Vacă nu ne dădea mâna să ținem, aveam capre. Deci caprele erau mai bune și oi. Aveam 3 capre și vreo 4 oi, unde le mulgeam și ne ajungea laptele primăvara. Vă hrăneați. Da, ne lua noaptea să aducem lemne de la pădure. Să mergeți în pădure. Da, cu spatele. Deci făceam croznie din aia, ne așezam și așezam lemnele în spatele nostru și cu croznie ne făceam ochiurile alea pe aici și veneam, mă rog, mai ușor, zic eu, ce să un nod de copil să ajungi de sac cu pământul. Dar eram vrednică, doream, credeam că așa trebuie să fie. Noi copiii așa, credeam că așa, de să ne scoale mama de la ora 3, să ne ducem să cărăm lemne de la pădure, să putem să ieșim din iarnă sau să gătim. A fost destul de greu. Sau, am spus-o și o repet, asta a fost cea mai, cum să zic, mi-amintesc foarte bine și cu lacrimi în gât, când mai făcea mama rost de mălai, că acolo mălaiul era baza. Da. Făcea câte o mămăligă și fiind 6 copii, o tăia în 6. Și ne-o dădea. Zice, asta e porția ta, asta e porția ta. Și porția dumneai? Porția... Nu mai era, din păcate. Tata și era în război plecat? Tata era în război, era pe front? Da. Iar aveam un frate mai mare. El ne păzea, din râs în plâns, știi? Era mai mare și ne păzea unde piteam noi porția de mămăligă, vă zicea, și asta este porția, până mâine seară. Eu până mâine seară n-am ce să vă mai dau să mâncați. Și scundeam și noi mămăligă aia pe unde puteam și fratele, fiind mai mare, era foame sărac, ne păzea și ne mânca mămăligă. Rămânea și fără mămăligă. Ne amuzăm, dar atunci... Era destul de greu. Da, era destul de greu, da. Știu că v-ați înscris singură la școală. Da, m-am dus la școală pentru că nu vroia să mă lase. Aveam 6 ani și jumătate și eram foarte ageră. Așa, și doream să mă... Poate credeau că sunteți prea mică. Am fugit pur și simplu. Tata bântuiau și păduchii pe atunci pe la noi, că era mizerie. Bine, la noi în casă niciodată n-a fost mizerie. Casa noastră era ca un pahar, ca un cristal. Așa știa mama să ne... Cât din toată sărăcia mama ne primenea tot timpul cu ce avea ea, cu ce improviza ea, dar să fim curați. Dar păduchii am putut să-i iau și de la alți copii care se îngrijeau mai puțin. Și am avut și păduchi și m-a tuns tata, m-a tuns cheală. Da. Și îmi crescuse, eram aproape cheală și am început școala toamna așa și nu, tata, îți lasă anul viitor, te duci tu la școală, eu nu vreau să mă duc acum. Am fugit,
de acasă, așa cheală cum eram, am luat o haină de-a lui tata, mare, am pus-o, am încins cu ea cu o sfoară peste haină și am fugit la școală, că era totuși frig, era toamna, acolo e zonă friguroasă la mine. Cum a văzut doamna învățătoare ce a zis? M-am așezat în banca întâi, zice, tu ce ești, băiat sau fată? Eu zic, sunt fată. Păi de ce? Păi cum ești fată? Că ești băiat, că ești tunsă. Păi nu zic, dar am avut păduchi. Eu foarte, ca și când mă lăudam cu ea, sincer, am avut păduchi și m-a tuns tata. Și ce doi, câți ani ai tu? Păi 6 ani. Da? Păi și părinții știu, vină să te... Nu, zic, eu vreau să vă rog frumos. Deci ia du-te tu acasă, vii cu părinții, vă rog frumos, vă implor să mă înscriți. Vă rog foarte mult. Bine, atunci mergi tu în banca din spate de acolo și vedem noi pe parcurs, ne convingem dacă meriți banca întâia sau nu. Da. Și bineînțeles că am început să le cânt la toată clasa păi stai puțin că tu ești un drăcușor de copil, nu ești? Și talentată, exact. Și foarte isteață. Nu, că am început pe bune să le cânt. Da, am înțeles. Tot ce, vai de mine, zice, ia vino, ia hai să te înscriu. Și deci părinții n-a mai fost nevoie să vină pentru că m-am înscris. Și a doua zi mă aștepta, ea spune, mamă, să-ți facă un ghiozdanel din ceva. Mi-a trântit mama dintr-un prosop, nu știu ce, un ghiozdan de mi-a luat, spune să-ți ia abecedar. Chiar învățătoarea mi-a oferit și restul de acolo, că am văzut că suntem, eram săraci. Și am rămas în clasa întâia. Ana Zdrăvăni făceați? Foarte mult, foarte mult. Eu cred că trebuia să ies băiat. Da? V-aș fi dorit să fiți băiat? Mi-aș fi dorit. Da? Da, atunci. Atunci. Pentru că mă jucam numai cu băieții, jucam fotbal, vroiam să fiu portarul. Erați băiețoasă. Da, eram băiețoasă, da. Da. Aveați un consătean ce vă înjura când treceați pe drum și i-ați dat foc la gard. Așa este? De unde ești? M-am documentat. Da, toate le-am pus în viitoarea mea carte care o să apară, într-adevăr, era foarte furisit și m-am dus cu oile pe acolo și oile au sărit în gard, în grădina lui, unde era fâneața destul de mare, așa pe care era încercuită și nu pătrundeau vitele acolo. Eu m-am jucat popice, ce jucam eu pe acolo cu alți copii și oile au intrat acolo și au păscut, i-a rupt iarba lui nena Toma. El a venit, le-a luat de acolo și le-a dus la obor. Obor însemna, era o grădină mare la primărie, la noi. Un țarc, cum se spune. Un țarc, și le băga acolo, așa se zicea, la obor. I-a luat oile la obor. Și le-a dus acolo și nenorocirea a fost că în momentul când tata venea de la că făcea naveta, venea de la tren seara la ora 6, i-a ieșit nenea Toma înainte să știi că dracul tău de copil a băgat oile la mine, deși nu le băgasem așa, ele au sărit peste gard și mi-a nenorocit toată grădina. Tata s-a enervat atunci. A fost prima bătaie și ultima pe care am primit-o de la tata. V-a bătut atunci, în aceasta? Da, m-a bătut. Era, l-am prins și într-o stare, probabil mai obosit, mai, că până mai a apărut, a regretat foarte, foarte tare că m-a bătut, dar eu m-am răzbunat în următoarea săptămână. Am luat chibritul, am luat gaz, m-am dus la... Că era undeva pe deal, la noi zonă deluroasă. Grădina cu gard mare, așa, de cătină, din asta uscată, nici n-a fost nevoie să pun prea mult gaz. Că am aruncat acolo, începuse să întunece, așa, să nu mă vadă nimeni că am urcat eu acolo și am și coborât urgent. Iar când am ajuns jos, se vedea parcă coborâse cerul și luna pe cer, de pe pământ și toată lumea, vai, eram... Ce se întâmplă? Vai, ce s-a... Vai de ce mine! Arde, ce arde! Vai, sfârșitul lumii! Care mai de care m-am prins și eu în ei. Vai, ce s-a fi întâmplat? Iar tot gardul. Și deci, nu a aflat până la urmă cine a pus foc? Nu. Da, și o altă năzdrăvănie? Vai, câte, vai de mine, câte sunt! De unde luați gaz de acolo? Ce ați făcut cu... la petrol? Dar de unde știți? Ce să fac, doamne? Da. M-am pregătit, era, sunteți idolul meu. Era o groapă, ca așa, cam de vreo 3 metri, unde era un țumburuc din ăsta care curgea țițeiul. Da. Noi la noi e tot pic, zonă de cu țiței. Pic, de la, pic, da, pic, picura pic. Acolo. Și toată lumea se ducea, avea răbdare să picure în ce se duce el cu cănița aia respectivă și m-a trimis și pe mine mama. Zice, du-te și umple cana. Deci ca să stau lângă cană, trebuia mult câteva timp. Ore. Eu cum n-aveam răbdare, am coborât acolo. A mai venit o fată care stătea deasupra așa, zice, ce faci acolo? Zic, iau țiței, dar mie nu-mi place cum curge. Păi zice, curge rar. Păi zice, curge foarte rar. Am ieșit afară, am luat un pietroi mare așa
Și am început să dau în vintilul ăla ce era acolo. A sărit vintilul cu totul, așa, care era ca pe mâna, ca mâna mea, a sărit în aer și deodată cu vintilul a sărit un jet de țiței, foarte, de unde o fi ieșit pe gaurea, că mi se părea că e o arteziană. O fântână arteziană. Și și tot țițeiul ăla a căzut pe capul meu, aia a fugit, zicea, oleu, eu fug, frate, aia a fugit să ascunzi. Eu am ieșit neagră de țiței de acolo, țițeiul din păcate s-a revărsat în teleajă, ceea ce nu mi-a plăcut, că mulți pești au fost foarte afectați. Erați copil, dar s-a alimentat osatul de dar acolo după aceea. Dar mi-am dat seama că am făcut ceva foarte rău, că credeam că e gata, zic, la pușcărie mă duc. Am fugit pe dealuri, mă uitam de pe deal cum lumea venea cu bidoane să umple din țițeiul ăla de acolo, că era extraordinar. Și am luat-o prin grădină, am ajuns, mama știa că eu am fost dracu. Și nu v-a pedepsit? Haide, când m-a văzut, era neagră. Vai de mine, vino repede. Vino să te vadă lumea, vai de mine, ne-am nenorocit, ce facem? M-am spălat repede, am luat bidonul și m-am dus și eu în rând cu toată lumea și am luat țiței. Tot s-au alimentat, vedeți, asta a ajutat, da. Până au murit peștii, asta este un lucru rău, dar ați alimentat osatul cu petrol. Dar nu mult, o porțiune destul de mică a fost, până că a venit pe urmă persoane care au oprit toată. Pentru că jetul a aruncat vreo 5-6 metri în sus și cădeau, tot jetul ăsta de țiței cădea pe glucile unei vecine de acolo care avea cluj de cocen pentru și putea să ia foc imediat. Da. Nu foc, dar ea nenorocită. I-a distrus și cocenii, da. Că dar mai lua și foc, ardea totul. Doamne ferește, da. Bine că nu s-a întâmplat așa. Chiar dacă ați avut și momente mai grele în copilăria dumneavoastră, dar ați avut o copilărie fericită. Am avut o copilărie fericită. Aș dori la mulți copii să aibă copilăria mea, pentru că, ți-am spus, am trecut prin greutăți, dar nu mi-a fost greu pe parcurs și până în zilele de astăzi. Azi și la vârsta mea, dacă îmi dai o sapă să mă duc pe rândul de porumb să-l sap, îl sap și cred că nu se ține nimeni după mine. Deci știu, am știut și mi-a fost drag să fac. Și părinții dumneavoastră v-au dat o educație aleasă, vedeți dumneavoastră și acea bătaie a tatălui dumneavoastră a contat exact. Foarte mult și uneori să știți că ne amintim de ceea ce ni s-a întâmplat în copilărie, chiar dacă a fost mai dur, dar ne dăm seama cât de mult ne-a ajutat pe drumul vieții și părinții întotdeauna ne vor binele, doamna Irina. Da, așa e, mă gândesc cu groază la copiii de bani gata. Pentru ei nu este o viață. Nu. Pentru ei este un chin, cred, după mine. Având totul. M-am străduit așa de mult ca copiii mei să nu simtă treaba asta. Chiar când erau mici, când spunea Ciprian deja, Irinuca nici în ziua de astăzi, nu. Ea nu și-a dorit niciodată nimic. Ea totdeauna, dacă sunt eu bine dispusă și sunt sănătoasă, este bine. Ciprian, de, ca băieții mai... Da, băieții sunt mai năzdrăvani. Da, mai năzdrăvani, da. Dar când îmi cerea... aceștia-s banii pentru pâine, pentru pâinea de mâine. Deci, niciun leu mai mult. Absolut. Chiar dacă în spate erau, se găseau, dar nu, niciodată n-am lăsat să creadă că avem banii la dispoziție. Nu, banul se muncește. Copiii de ban gata. Trebuie să transpiri să câștigi un ban. Corect. Deci în momentul când ești copil, este datoria mea să te duc până la vârsta de 18 ani sau până începi tu să produci, iar de atunci trebuie să știi să începi să produci. Doamnă, dar am trăit eu din sărăcie, dar de ce copilul meu și nu știu ce? Nu trebuie să normal că nu o să treacă prin clipele care ai trecut tu, acelea nenorociri de sărăcie și de secetă care am prins-o și război. Nu pentru asta. Pentru că este evoluție. Sigur că să aibă strictul necesar, dar nu să se ducă el, vai, ce se dispună, ce bani am eu, ce... Nu, nu este adevărat. Câți ani aveați când ați părăsit satul natal? Aveam 23 de ani. La 23 de ani. Da. Între timp ați făcut liceul, școala. Da, și am lucrat, până m-am angajat la fabrica de sticlă din Scăieni. Da. Așa, dar acea fabrică avea o anexă la Vălenii de Munte, unde am lucrat, am fost la niște cursuri de laborant și am lucrat ca laborant acolo. Acolo? Da. Acela a fost primul meu salariu, da. Primul meu salariu, țin minte, aveam 500 de lei pe lună și eram foarte mândră. Da? Da. Dar am învățat, am avut ce învăța acolo, aveam și echipă culturală extraordinar de frumoasă. Așa, dădeam serbări, spectacole. Acolo a avut loc întâlnirea cu cântecul popular.
înțeleg. Da, da. Din clasa întâi am început să cânt și învățătoarea a zis, da, vino că te înscriu eu dacă părinții nu vin. Pentru că am început să cânt în fața copiilor, în fața colegilor mei. Susținea și spectacole da, colegilor și dumneavoastră. Învățătoarea s-a prins, zice, vai, va fi extraordinar, nici nu vreau să te dau de la clasa mea, chiar vreau să te înscrii. Zic, nu am împlinit și mai am 6 ani și jumătate. Foarte bine, lasă că ești ageră și este bine să fii cu noi simțea în clasă. Simțea dumneavoastră că sunteți foarte talentat. Dirijam toate clasele, pe urmă dirijam și pe cei mai mari, ce era de mine atunci. Pentru că cunoșteam da. Și melodii foarte multe, ne învăța tata foarte multe, foarte multe melodii. Vă mai amintiți ce cântece ați învățat la început? Să știi că la noi era atunci, țin minte, în clasa întâia, la sfârșit de an, am cântat Iașa senină slava și atâta pace în aer, stau culcat și torc într-una dintr-al gândurilor caier. Parcă o văd de acasă pe mama, chip de sfânt într-un pervaz, slabă, slabă sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Deci de atunci simțeam dragostea de mamă. Și cum și o cânta Herlea această Herlea, da. Melodie, dar eu credeam că este chiar o melodie populară, nu-mi dăm seama de copil. Cam ce, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. O ascultam la radio și mi-a plăcut mult. Deci în clasa întâia, la sfârșit de an, am cântat această piesă și toți plângeau în sală. Toate mamele copiilor care veniseră. Ce fericit o fi fost mama dumneavoastră. La ansamblu Ciocârlia. În ce an? A cântat în 62. Din 210 concurenți? Din 210 concurenți am reușit eu și Maria Ciobanu. De fapt era un singur loc. A fost greu, doamna Irina? Greu. Erau, în primul rând, că era o comisie compusă din 22 de persoane. Numai muzicieni erau, dirijori. Și normal că, nu știu dacă aveam emoții, pentru că... Fiind așa mulți concurenți... Da, fiind foarte mulți... Dumneavoastră bănesc că nu aveați nicio relație acolo. În primul rând că nu țineam neapărat să intru. Nu? Pentru că eram deja la Școala de Artă Populară la Ploiești, eram ultimul an, da. Unde cunoscusem profesorul de canto de la Ploiești, de la Școala Populară de Artă, de la Ploiești, mi-a spus, zice, făceam vocalize cu el la Ploiești și zice, de unde ești tu? Din Ploiești? Zic, nu, din Comuna Gura Vitioare. Ai părinți? Da. Și frați? Da. Suntem 6 frați la părinți. Și toți au această perlă în gât. Profesorul Octavian Cristescu îl chema, Dumnezeu să-l ierte. Mi s-a părut atunci că am crezut că glumește cu mine prima dată. Zice, draga mea, ai o perlă în gât. Să știi că după ce termini aici, după ce termini Școala Populară de Artă de la Ploiești, unde lucrezi? Zic, la un laborator la fabrica de sticlă din Scăieni. După ce termini, zice, uite, urmează să fie un concurs la ansamblu Ciocârlia din București. Ai auzit de acest ansamblu? Zic, da, unde e și Benone Sinulescu angajat? Zic, știam că da. Apăruse la televizor. Zice, da, da, da. Și vreau să vii să dai concurs acolo. Deci deja îmi promisese marele profesor. Dar între timp, unul din frații mei a venit în București, a cumpărat informația Bucureștiului. Da. Acolo era un anunț despre concursul de la ansamblu Ciocârlia și mi-a spus data respectivă și zice, uite, Irina, am văzut uite, pe data de un concurs. Într-o doară m-am dus, nu m-am dus cu gândul să câștig, nici vorbă. Aveam spectacolele mele acolo, aveam anturajul meu, aveam echipa de... era și brigadă de agitație, cum era da, atunci, da. Iar eu eram solista și am făcut deplasări și în Iugoslavia și în Bulgaria. Deci eram... Vă era bine acolo. Ne era foarte bine. Țin minte că coregrafa era soacra lui Besoiu, îl chema doamna Capră, foarte talentată și ea s-a ocupat foarte mult de mine. Mă punea tot timpul să cânt și plângea de câte ori cântam și mi-a zice, vei ajunge mare, Irina, dragă. Dumneavoastră nu credeați asta? Nu cred, nu, eram
mai zbânțuit, așa eram. Îmi făcusem, îmi formasem deja anturajul meu, mergeam la petreceri, la sâmbăta, duminica, mergeam la Slănic, Prahova, toți în grup unde... Păi, doamna, știți ce a simțit? Că aveți mirul în frunte pus de la divinitate și miere aici. Exact, da, așa este. Și a venit la concurs. Aveam o soră în București. Sora cea mare, sora doamna, cea Margareta. Mare, doamna Margareta. Care a fost a doua mamă. A doua mamă și este încă. Și este, sărut mâinile, doamne. Da, e o scumpă și le iubesc pe toate, toți. Toți frații suntem foarte uniți. Când ne strângem, vreau să spun că este o întreagă comedie între noi șase frați. Pentru că toți sunt foarte, foarte glumeți și puși pe șotii. Așa, și am ajuns la București, am dormit seara la sora mea și a doua zi m-am dus, dar fără nicio speranță. Poate chiar nu credeam și poate că nici nu doream. Da, să, da. Participarea conta, zic exact. Eu. Exact. Țin minte că mi-am pus o rochiță care ne făcuse la fabrică acolo, o rochiță de la brigada de agitație, o rochiță foarte frumoasă, roșie. O țin minte și acum, țin minte, era o corseletă asta foarte strânsă pe corp și în jos largă. Și aici foarte copilărește făcut așa. Mi-a plăcut mie ținuta aceea și cu aia m-am prezentat în concurs. Și fiind așa frumoasă, da, că dumneavoastră da, sunteți o femeie foarte frumoasă. Mulțumesc. Și cu un glas extraordinar. Nu, pe holul ansamblului făceau vocalize toți concurenții, care erau o nuntă de concurenți acolo, dacă erau 210. Da. Și eu eram înscrisă pe listă a 190 și ceva. Deci aproape... Printre ultimii, da. Dar între timp, după ce fratele îmi dăduse această informație a Bucureștiului, cei de la ansamblu s-au interesat. Vroiau o solistă din zona Munteniei. Da. Și s-au interesat, au venit ei la regiunea Ploiești pe atunci și zice, dorim și noi o solistă de aici, din zonă. Ea, bineînțeles că eu fiind la toate spectacolele și primind majoritatea premiilor în Ploiești, acolo, tot da. Când era vorba de un concurs, eu eram prezentă. Și dumneavoastră păi zice, avem una foarte bună premiul. Care este la ansamblu, la fabrica de geamuri din Scăieni, pe nume Login Irina, și zice, și unde o găsim? Zice, este la fabrica de geamuri. Ei au venit la fabrica de geamuri, au vrut să intre în fabrică, i-au întrebat portarul, ce doriți, cu cine vreți, cu Irina Login, care lucrează aici. Zice, da, dar suntem obligați să-l anunțăm și pe directorul fabricii. L-a anunțat pe director, de directorul când a auzit că sunt de la ansamblu și că vor să mă ia, nu i-a convenit. Și zice, faceți și scăpați de ei de acolo. Da. Trimiți izgoniții de la poartă. Nu dorea și să era, vă piardă. Era secretarul muzical, era un Eugen Gal, care a lucrat pe urmă și la televiziunea națională. Și dirijorul Ion Mărgean era dirijor, sau Victor Predescu, parcă unul din ei, mai țin minte, parcă Victor Predescu a fost, erau trei destul de mari cu funcții destul de mari la ansamblu Ciocârlia. De fapt era cel mai mare ansamblu și foarte mare disciplină. Nu se înființase la Rapsodia Română. Da, exact. Și ei, dacă au văzut că nu pot să ia legătura cu mine, m-a sunat în fabrică, acolo s-au interesat de interiorul laboratorului de unde lucram și zice când ieși de acolo că te putem da, cine sunteți? De la ansamblu Ciocârlia. Zic, eu nu știu când, că am aflat între timp că directorul nu este de acord. Că nu este de acord. Și zice, la ce oră ieșiți? La ora 5. Când ies la 5, ei știau că mă duc în gară, că făceam naveta de la Scăieni la Vălie. Și a luat, era în gară. Ei veneam un câr de fete, eram vreo 10 fete de la fabrică, veneam toate, zice, tu ești Irina Loghi. Exact. Mie, zic, s-a adresat, zic, da, cânti muzică populară, zic, da, și populară, și ușoară, zice, vrei să ne cânti și nouă? Zic, unde? Aici? Zice, da, aici. Și am început să cânt în gară, una, două.
Și zice, din punctul nostru de vedere, ești trecut deja la exact data din informația Bucureștiului care corespundea cu ceea data ce v-au spus, da, dumnealor atunci. Și zice, te așteptăm atunci, dar să vii neapărat. Și atunci, când am văzut că sunt a 190 și, nu știu, m-am interesat să văd care veniseră în gară la secretarul muzical pe nume Botez, îl chema. L-am chemat era în juriu și l-am chemat, zic, vă rog frumos, eu am venit, știți că m-ați văzut la Scăin, da, dar sunt a 190 și eu am tren înapoi, zic, și aș vrea să intru, că n-au intrat decât 7 concurenți până acum și da, zic, hai că aranjez eu. Și ați intrat mai devreme. Și am intrat cam a 20-a, cred. 20. Dar înaintea mea vreau să spun că a intrat Maria Ciobanu. Maria Ciobanu cânta pe acolo, pe hol. Numai când am auzit-o, zic, dacă asta cântă așa de frumos, eu nu știu ce mai caut aici. Pe cuvântul meu, nu-ți exagerez deloc. Vă cred. Cânta Maria superb, cânta foarte frumos. Și a intrat întâi Maria, eu pe la ușă, pe acolo. Mă rog, a pus-o să cânte mai multe melodii, că cei care intrau, știi cum e la preselecție. Când a început să cânte prima strofă, gata. No. Și Maria a cântat, zic, gata, precis s-a ales-o. Păi ea știam că e un singur loc. Deja am pierdusem speranța. Zic, gata, salut, numai. Și am intrat a 20-a. Cred că Maria a fost cam a 10-a intrat. Eu am intrat a 20-a. Tot așa m-a pus. Când m-a pus să solfegiez, ceea ce pentru ei a fost lucru extraordinar, și solfegiam foarte bine pentru că îmi plăcea. Mi-a plăcut să solfegiez foarte mult. Studiați și asta v-a ajutat, da, iată, da, sigur la acel concurs. Da. Și ceva puțin din istoria muzicii și teorie, descurcat bine la teorie toate. Și solfegii, foarte bine, chiar am primit felicitări. L-a cântat 10 cu plus. Da, și cu melodii personale. Ne-a anunțat, a ieșit tot secretarul muzical după mine și mi-a spus, nu plecați, pentru că o să mai fie o etapă. Nu plecați din București. Dați-mi numărul unde sunteți de găsiți. Am dat numărul de la sora mea. Seara m-a anunțat, ai trecut, dar trebuie să te prezinți și la a doua etapă. Peste 2 zile era a doua etapă, unde deja eram aleși 7. 7. Da, printre care și eu și Maria Ciobanu, Dumitru Constantin. Din 7 trebuia din să rămâneți... Să rămână numai unul. După unu, atâta era locul, unul. Iar la etapa a doua am fost din cei 7 am fost aleasă eu și Maria Cioba. A fost un început extraordinar, zic eu, în momentul în care se poate numi un început colaborarea cu Ciocârlia, pentru că deja dumneavoastră plecați în turnee și vă făceați cunoscută național. Da, în primul rând am vrut să testez publicul din București. Primul spectacol de la sala mea, Iuliu, care era pe izvor, acolo cu sală imensă, mi se părea, noi venită de la căminele culturale din zonă. Da, mi se părea, vai, scena aia unde puteai să întorci camionul pe scenă, vai. Și deja începea să-mi dea emoții. Dar zic, deci am reușit, am venit și m-am angajat la ansamblu Ciocârlia. La fabrică, acolo, directorul făcea tot felul de... Era foarte supărat. Era foarte supărat. Da. Da, dar bineînțeles că la început mi-a fost foarte greu, foarte greu. Deja nu mai aveam aveați prieteni acolo, meu. Aveați colegele sigur, dumneavoastră. Destul de greu m-am rupt, foarte greu. Ca după un an de zile, deci după ce am rămas un an de zile la ansamblu Ciocârlia, am dorit neapărat, adică nu, mi-am dat seama că aveam eu în cap că nu-i locul meu aici. De ce? Așa. Nu v-au primit bine colegii de publicul cânte? Publicul extraordinar. Dar colegii aveau răutăți? Ca de obicei. Eu eram venită de la țară cu frica lui Dumnezeu. Sunt sigur că doamna Maria Ciobanu nu vă invidia. Maria a fost și va rămâne o scumpă și o colegă. Păi cu Maria, numai cu Maria m-am împrietenit de prima zi și până în ziua de astăzi. Am apreciat-o și o apreciez. Pentru că sunteți două mari valori ale poporului român. Da, mulțumesc frumos. Și da. După un an de zile? După un an de zile, faptul că toți căutau să fie primi și așa, nu mi-a convenit. Țin minte că a venit la un moment dat un impresar din America să vizioneze spectacolul. Și m-a ales pe mine
să merg în turneu în America. Era primul turneu la care ați fost? Era primul turneu, că era primul an. Primul an. Da, primul turneu în străinătate. În străinătate, în America. În America, am fost în Iugoslavia și în Bulgaria cu cei de acolo, da. Nu, aici eram foarte încântată că m-a ales pe mine, dar între timp, la ansamblu, nu știu, era un regizor pe atunci, nu vreau să le spun numele, așa, care a recomandat o altă solistă în locul meu, care semăna puțin cu mine, era studentă la conservator, semăna puțin cu mine, m-a obligat să mă duc să învăț repertoriul meu, ce cântasem eu la vizionarea respectivă, și a plecat ea în locul meu. Acea solistă cred că vă imita. Da, da, într-un fel. Am înțeles. Da. Și așa de puternic m-a lovit. Ați fost foarte dezamăgită în primul rând. Și am plecat de la ansamblu. Am fugit pur și simplu. Unde? La, din nou la laborator, la fabrica de geamuri. Sigur, la Scăieni. Ăștia când m-au văzut acolo, zice, vai de mine, bine ai venit, nu știu. Dar aici, la ansamblu, eu fără să-mi dau seama că semnasem un contract. Da. Și au venit cei de la cartea de muncă și mi-au spus... Doamnă, trebuie să respectați. Au venit contract. După mine, da. Domnișoară, de da. Au venit după contract. Mine din nou, a venit tot secretarul muzical și zice, nu vă jucați cu așa ceva, pentru că la ansamblu veți avea alt viitor. Vă rog foarte mult, vă întoarceți de unde ați plecat, vă rugăm. Și m-am întors, bineînțeles, și am acceptat că așa trebuie să fie. Iar spectacol de spectacol, publicul vă îmbrățișa da, din ce în ce mai mult. Așa este. Și au început și televiziunile și deja prima mea televiziune, țin minte la emisiunea Pentru Sate era. Da. A fost așa o explozie. Pe urmă am avut norocul să vină regretatul George Vancu la un spectacol la sala mea Iului. A fost în sală și după terminarea spectacolului a venit la cabine, unde erau toate solistele, toate colegele mele. Bineînțeles că a venit domnișoara Irina, vă rog să veniți puțin afară. Zice, aș dori, eu sunt dirijor la radio, orchestra radio, zice, și aș dori neapărat să faceți niște înregistrări. Aveți repertoriu? Zic, am. Și așa m-am dus și am făcut... Și primele imprimări. Prima imprimare o făcusem deja cu orchestra Ciocârlia, dar numai una singură m-a lăsat să cânt. Ceilalți cântaseră, asta mă durea mai tare. Ceilalți cântaseră și băgau câte 3-4 piese, mie numai una. Aveați piedici, doamna Irina. Da, clar. Și m-a durut foarte tare și n-am mai anunțat ansamblu că mă duc la imprimări. Și m-am dus pur și simplu fără să-i anunț. Acum zic, tot una mi-o fi. Că mă dă afară. Deja asta este. Oamenii vă cunoșteau, da. V-au văzut la televizor, priză da, la public, da. Aveați da, foarte, exact. Foarte mare. Iar imprimările la radio, acele 5 imprimări care le-am făcut, măi bădiță de pe grui, ce vii bade târziu, orte s-ar face dealul șes, ghiocel din deal adus, care maestru Vancu, regretatul, Dumnezeu să-l ierte, i-a dat un aranjament extraordinar de frumos. Erau solicitări pe toate căile și toți mă soliciteau și la spectacole, și dar când a aflat cei de la ansamblu, m-au chemat și m-au muștruluit și a spus, cum vă duceți fără să depuneți raport? Zic, eu nu le-am cu rapoartele, dacă vreți să mă dați afară de la ansamblu, chiar puteți să mă dați, că mi este indiferent. Eu mă descurc oricum. Eu mă descurc, da, pentru că vreau să spun, am uitat să spun că eu de la fabrica de geamuri din Scăieni venisem și cu medalia muncii. Aveați aveam și medalia muncii, da, la 23 de ani. Și ei și-au dat seama atunci că n-au de glumit cu mine și am rămas în continuare la ansamblu, unde am făcut învățământ profesional. 11 ani cât am stat la ansamblu, am făcut învățământ profesional, unde era extraordinar. De exemplu, l-am avut ca profesor pe George Zamfir. Naistu. Deci ajunsesem în faza că el cânta la pian și noi, acelea se numeau dictee. Cânta la pian și noi scriam pe note, dar trebuia cu o repeziciune fantastică. Iar cât era de prieten cu noi, că ne duceam împreună la ștrand după ce terminam orele la ansamblu, era foarte... Meserie e meserie. Vai, dar nu ne ierta deloc. Și pentru asta te... Vroiai să înveți, vrei, adică ți era jenă și de colegi și vedeai că toți învață și ținuta de scenă să fie. Aveam regizor pentru ținuta de scenă, că nu ne-am născut
știm, putem să mergem, să avem ținuta, să fii cu capul sus și nimeni cu spatele, nu s-a născut învățat, aveți să ai ochii în spate, dar regizorul striga la noi din sală, ne întorcea de 20 de ori, înapoi, nu mergi mie cu umerii aduși de în față, mie mergi dreaptă, să ai ochii în spate, spatele drept, când ai apărut pe scenă să știi că lumea te așteaptă o sală de oameni și știi că trebuie, în momentul când ai ajuns în fața oamenilor, publicului, asta vreau să știe toți soliștii, care în momentul când te-ai dus acolo ești mic, ești numai atât față de spectatorii care se află în sală. Acolo trebuie să fii modest, trebuie să te pleci în fața publicului, să zici: sunt sluga voastră, am venit să vă cânt. Și să simțiți mesajul pe care vi-l aduc, să-l trăim împreună. Cei ce au ochi, urechi, mă refer la interpreții de muzică populară, la generația tânără, da, să vă asculte, doamna Irina, pentru că dumneavoastră sunteți un model pentru noi și pentru generația mea și pentru generațiile de interpreți ce vin. În viața dumneavoastră personală ce se întâmpla în această perioadă, fiind o fată atât de frumoasă, era scurtată și de băieți? Da, să știi că n-am avut timp. N-am avut timp să merg, să cunosc, cum să zic, pe făt frumos. Nu vă căutau ei? Căutau pe la spectacole. Mai veneau. Nu, pe urmă a apărut dialoguri muzicale cu Benone Sinulescu. Da. Imediat. La... În 1967. În 67, 67, da. Cine a fost cu ideea? Și eu și Benoni. De exemplu, când ne deplasam în turnee la spectacole, începeam să cântăm, ne așezam pe aceea, că Benoni fiind tot zona din mea, zona, da, da. Începeam să cântăm așa, ca pe câmp, ca pe deal, da, amândoi. Și la un moment dat, zic: măi, Benone, la noi se cântă și dialog muzical. Păi zice: și la noi. În momentul când plecau băieții toamna în armată, fetele se strângeau la cules, la curățea de porumb și cântam... La clacă. La clacă, exact, da, la seara. Clacă. Și cântam băieților, improvizam. Veneau iubiții noștri, na, da, acolo da, în comună, cum erau ce aveam... Aveați prieteni sigur, din sat, da, din sat. Deci aveam 16 ani, 15 ani și de atunci știam să cântăm dialoguri cu fetele. Compuneam pe loc și ei erau foarte încântați, că a doua zi plecau. Îi conduceam toate fetele de acolo, din Cătunul nostru. La noi, în Cătunul nostru se spunea Picior de Paris. Oh. Toți băieții ne așteptau la salonul de la șosea. Păi stai că începem balul. Păi nu, n-au venit fetele din Picior de Paris. Noi eram fete multe acolo. Și frumoase. Da. Așa este. Așa este. Da, da, toate fetele erau frumoase. Și cântând în autocar? Da, și cântând în autocar, așa s-a născut dialog, de fapt. Știam dialogul, așa cântam din tinerețele mele. Și mulți, îmi pare foarte rău că mulți, pe urmă, eu nu zic că, dacă mă copiază cineva, zic mersi. Dar să nu spună că nu eu cu Benone am fost primul cuplu. Pentru că există primul cuplu, clar. Există dovezile, imprimările noastre, aparițiile noastre la televiziuni, la radio, imprimările la radio. Eu și Benone, deci a fost așa a fost, cum să zic, în sală, primul duet care l-am cântat cu Benone Sinulescu a fost la Oltenița. Vreau să spun, Aurelian, că a fost delir în sală. Cred. Da, la melodia Eu ți-am iubit ochii tăi, deci da, melodia lui Benone, pentru că era dialogată. Și azi e nori, mâine senin. Cine bate seara, cine la, bate seara la fereastra mea. Deci noi am fost primul cuplu și după noi, la interval de 2 sau 3 ani, după ce noi eram deja cunoscuți în toată țara. În 1970, da, în 1960, venit, după 3 da, ani de zile, da, au venit alții. Alți colegi de cânte. Da, ați fost, iată, primul cuplu muzical și ați fost un model pentru celelalte cupluri. Pentru că celelalte cupluri, pentru că și din fericire și celelalte cupluri erau destul de cunoscuți și melodii foarte frumoase. Nu vreau să le dăm numele acum, da, dar i-am apreciat și apreciez în continuare. Dar mă deranjează faptul că spun că ei au fost primul cuplu. Nu. Eu cu Benone, deci este ideea noastră. S-audă la povești de viață. Găselnița noastră. Și v-ați bucurat de mare succes. Mulți credeau că sunteți căsătoriți. Asta am vrut să-ți spun. Că faptul că mă însoțeam, eram însoțită, da, de Benone. Tot toată lumea zicea că eu sunt Există cu Benone. Idilă, da, 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 da. Sunteți iubiți. Exact, da. Și
Și era adevărat? Da, de unde? Nu era așa. Din contră, ne simpatizam reciproc, mergeam împreună, eu fiind băiețoasă, așa. Benoane deja a avut o tentativă să se însoare la ansamblu cu o fată de la balet, cu una Rodica Bereșteanu, care e o fată foarte frumoasă. Deci nu aveam... Dar așa, în grup eram, ne duceam, mergeam. Ion Dolonescu vă curta? Ion Dolonescu mi-a scris, prima lui scrisoare era... în zona Târgoviște. Lucra pe undeva acolo și mi-a scris: sunteți prima solistă care am auzit-o la televizor, îmi place foarte, foarte mult cum cântați, melodiile îmi plac foarte mult și aș vrea să vin la un spectacol al dumneavoastră în București. Mă rog, mă luase el la pertu, că de fapt eram tineri toți. Da, pe atunci. De vârstă. Da, ca să mă trezeci, mi-a scris două scrisori Dolănescu. Eu am deja o cutie de asta de carton cu toate scrisorile, cu toate corespondența mea de la admiratorii mei. Nu știu dacă mai e acea scrisoare care era de fapt nevinovată. Da, Ion, da. Cum era Ion, Dumnezeu să-l ierte. Și a venit, mă trezesc cu el la ansamblu, după vreo 4 ani, la ansamblu militar în termen. A venit. Era un băiat super, foarte frumos. Foarte frumos și haios așa, și când discutai cu el și cu repertoriu destul de bogat Dolănescu. Și așa am devenit colegi, pentru că el era militar în termen, dar de fapt a trecut la orchestra populară. Și plecam împreună. Da, el era îndrăgostit de dumneavoastră, așa îmi spunea cel puțin da, mie. Da, el din Regina nu mă scotea. Regina, da, așa vă spunea. Da, Regina, a da, venit Regina. Da, v-a iubit este, foarte da, mult, dar a fost doar un coleg de cânte. Când ați cunoscut, m-a iubit. Marea iubire, să știi că marea iubire așa nu... N-ați cunoscut-o. Marea iubire să fiți... Sau când v-a cucerit soțul dumneavoastră? Eram îndrăgostită, nu, prin Benone. Tot prin domnul deci Benone. Deci prin Benone îi fuseseră la un festival cu sportivi. În străinătate, da. Și l-a cunoscut, Benone fusese în turneu, era el și Maria Butaciu fuseseră aleși pentru acel festival, da. Și luptătorii. Sportivi, da. Luptători. Și acolo s-au întâlnit la festival, că participau și ei, aveau și luptătorii ceva pregătit pentru acel festival, demonstrații da. La lupte. Și acolo s-au cunoscut. Și când a venit Benone de acolo, de la festival, zice, Irina, zice, am cunoscut un grup de sportivi, de luptători, zice, nu vrei să mergem duminică cu ei la strand? Ștrandul fiind tot al ansamblului, aveam un ștrand al nostru, al ansamblului. Pusese ceva la cale, domnul Benone? Nu. Îi plăcea că eram așa, iurită, eram haioasă. Da, eram de viață. Cum spuneați, bancuri, pentru aia, da, m-a invitat. Și acolo l-am cunoscut pe Ion Cernea. Deci, uite, el e Martinescu, el e Ion Cernea, el e Valerica Bularca, cu ei ne-am petrecut la festival și ne-am luat noi acolo la glume, l-am făcut plajă, ne-am luat la întrecere la not prin lacul Floreasca, care ajunge mai departe, eu eram singura, că fetele, nu, celelalte colege nu notau, dar eu m-am luat la întrecere cu ei și am trecut în partea cealaltă. Țin minte ce m-au lăudat ei atunci, vai, uite-o ce sportivă e asta. Cred că domnul Cernea v-a lăudat da. Și mai tare. Și atunci, nu, Cernea nu, nici nu. Vorbă, pentru că în primul, sobru, rând, în primul rând că eu eram mai înaltă decât el, nici prin cap nu-mi trecea mie treaba asta. Eu eram mai înaltă decât cum să zic, fostul și actualul meu soț. Fostul și actualul, da. Da, pentru că multă lume m-a măritat, m-a dezmăritat. Nu, el a fost primul și ultimul meu bărbat. Primul și ultimul exact. Soț al dumneavoastră exact. Cu acte. Și chiar primul, din multe puncte de vedere. Am înțeles. Așa. Și eu eram, vreau să spun că ne-a făcut la un moment dat, eu aveam, împlinisem deja 27 de ani în ansamblu și ne-a făcut un consult periodic la ansamblu Ciocârlia. Și doctorița nu s-a stâmpărat și într-o ședință zice, vreau să vă spun care sunt cele mai cuminți fete din acest ansamblu. Este Lelia și cu Irina. Adică cuminți din da, toate punctele de vedere. Erați domnișoară. La 27 de ani, da. Și asta nu e o laudă. Asta nu e o laudă. Nu. Cariera era pe primul și, loc. Exact. Și vă trăiați viața cum simțeați dumneavoastră. Exact. Da, și?
am ieșit de la acel strand, ne-am împrietenit deja cu Cernea, cu Valerica Bular, Valerica era deja campion mondial, Martinescu la fel, și ne întâlneam foarte des. Și cu Benoni, era gașca noastră. Da. Gașca era într-o gașcă deja, cu Benoni era nelipsit. Ne duceam la Cernea acasă, Cernea avea o garsonieră vis-a-vis de cinematograful Patria. Păi el era primul care, acolo dejugam toți. Și acolo stăteam la glume și ne uitam la televizor. Era o viață extraordinar de frumoasă. Ieșeam noaptea pe stradă, cântam. Era super, era foarte frumos. Vă bucurați de tinereze, dar cine a făcut primul pas? Dumneavoastră sau domnul Cernea? Nu știu dacă primul pas, de exemplu. Benoni plecase la un moment dat, se apropiau sărbătorile de iarnă. Și plecase la Siriu, la el acasă. Acasă, la părinte. Și mi-a zis, Irino, zice, unde te sun să-ți spun la mulți ani, noaptea de Revelion? Măi, zic, nici nu știu unde mă duc. La sora mea, sora mea n-avea telefon, că la sora mea locuiam. Zice, uite, du-te în jur de ora 12, du-te la Cernea. Zice că te sună acolo, hai să ne întâlnim toți prin telefon, să ne urăm la mulți ani. Și m-am dus la Cernea. Vreau să spun că Cernea, ca și când eram, poate nici cu o soră nu s-ar fi comportat așa de extraordinar de apropiat ca gazdă, dar în banca lui. Că de fapt eram decât eu cu el în cameră. Am apreciat foarte mult acel respect. Eram prieteni, știam, era gașca noastră, dar totuși, acolo era noapte, era... Da, da. Și, nu ați avut emoții să mergeți. Nu. Și atunci am apreciat foarte mult. Uite, domnule, că nu-i ca alții să dea năvală, să... Da. Mie mi-a spus un doctor atunci, un doctor mare de la Colentina. A zis, deci, datorită... Nu aveam emoții. Faptul că nu ești indiferent când aparți în fața unei săli pline de oameni, nu? Și avea o teamă, era un mic atac de panică, ceva asemănător. Aveam distonii neurovegetative, așa se chemau atunci stările acelea. Da. Nu știa, se zice că sunt ușoare și trec peste ele, dar eu aveam... Primele două minute sunt mai grele. Exact. Da, și eu am trecut. Acum sunt conștiente și de mult n-am mai avut, dar atunci le aveam. Ăla era un mic atac de panică, așa se numește. Exact. Da, în termenii de-a. Și la spital acolo, cine crezi că venea în vizită la mine zi de zi? Cernea. Domnul Cernea. Și nu numai că venea. Dar își făcuse rost de un sufertaș din ăsta, așa cum se duce mâncarea, știe el că în spital nu am eu ce-mi trebuie, și mi-aducea tot felul de mâncare în sufertașul acela, mâncare caldă, să mănânc. Am apreciat foarte mult la el treaba. La un moment dat, el o antrena pe Carmen Stănescu să facă lupte, pentru că îi trebuia la piese de teatru, într-una din avea piese un unde rol. Juca cu Demrădulescu, avea un rol să trântească pe cineva. Și o antrena Cernea. Și i-am zis lui Cernea la un moment dat, măi, zic, ce-ar fi să mergem și la o piesă de teatru? Vezi, când o fi o piesă bună, ce las că te anunț eu. Și la un moment dat zice, măi, stai puțin, zic că este o piesă foarte bună. Eu cu Ileana Sărărui nu ne scăpau piesele de teatru. Și zic, e o piesă foarte bună, chiar cu actrița care o iubim foarte mult și care tu antrenezi, cu Carmen Stănescu. Zice, da. Întreabă dacă putem, dă și noi niște bilete. Da. Și a făcut Cernea rost de bilete. Eram eu, Cernea și Ileana Sărărui la teatru. Piesa splendid, nemaipomenit de frumoasă, dar pe la jumătatea piesei, pe mine m-a luat așa, m-au luat niște călduri. A venit acea stare. Da. Așa, și am anunțat-o pe Ileana și pe Ion, zic, fii atent că mie mi-e puțin cam rău. Aoleu, Ion mă mai văzuse într-o stare din asta și zice, hai la doctor. Și îmi zicea, m-am dus la doctor acolo, era a treia oară când mă duceam în stările astea. Era un medic la policlinica mea Iului, jos acolo pe chei. Da. Și când intru la medic, zice medicul de la ușă, zice, tot fată mare mi-ai venit? Era doctorul Lupu. La care Cernea s-a uitat așa pe zi și Ileana a început să râdă. La un moment dat Ileana zice, hai că vă las, zice, intrați acolo, Irino, zice, eu am plecat. Așa, mergem altă dată la piesă să vedem până la final. Și Ileana a plecat și ne-a lăsat acolo.
Dar când mi-a făcut el calciu intravenos, nu știu ce doctor, și la un moment dat zice, domnișoara Irina, zice, într-o oră trebuie să-mi dai telefon să-ți spui cum te simți. Să văd, vreau să urmăresc eu, zice, stările astea ale tale. Și cine avea telefon acasă decât domnul Ion Cernea? Decât Cernea, așa. Și când să plecăm, să mă conduc acasă, zice, păi ai văzut ce a zis doctorul? Zice, dacă vrei, hai la mine să te culci. Și m-am dus la Ion să mă culc. Vreau să spun că avea două camere, deci plecase de la, din garsonierea de vis-a-vis de Patria și el și-a aranjat în sufragerie și a pus el o saltea din aia sportivă pe jos, mie mi-a aranjat în dormitor și am dormit. Și am stat la Cernea vreo 3 săptămâni. Mă învățasem acolo. Unul în dormitor, unul în sufragerie. Unul în dormitor, unul în sufragerie. Și pe urmă iarăși m-a luat starea aia și nu știu, și iar m-am dus la doctor și doctorul și domnule, măi Cernea, rezolvă domnule într-un fel problema asta, dar se poate și am luat-o de bună. Da. Toate. Și așa a început și viața mea. Exact, exact. Așa, fără să fiu un drăgostită, sexuală, să zic că am trecut vai de mine că vezi dragostea prin toți pomii. Nu. Vai, a fost la nuntă, a fost un circ, într-o miercuri. Miercurea? Într-o miercuri la țară undeva, la un frate pe la Boldești. M-am îmbrăcat eu într-un fel mireasă, ne-am luat noi doi nași. Ne-am dus, era un popă, un dascăl din ăsta, un popă care era deja luat în nas. Adică o luase deja din el. N-am spus noi cine cum ne cununăm și cine suntem. El zicea că trebuie să cunune doi. Dar nu m-a întrebat miercurea. N-am mai întrebat. El a venit deja, preotul era bine dispus, iar dascălul, ține, eu care eram copilul bisericii și cunosc toate slujba, acolo era o aiureală. Făcea dascălul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duf. Duf. Pe mine atât am trebuia, că eu eram și de deja cu cununiile pe cap și m-a pufnit un râs. Cernea, faptul că era mai scund decât mine, i-am pus o lădiță jos de la murcat pe lădița aceea să fim la același nivel. A fost un râs. A fost o... Dar am dat o noapte sus acolo la Seciu, că fratele meu acolo era. Am dat o seară minunată. Au fost și părinții dumneavoastră? Da, și părinții și toți și toate cunoștințele noastre. Cineva cununat? Un oarecare Miron Olteanu, nu, Miron Olteanu, care era vicepreședinte la sport. El și l-a ales Cernea și a ales nașul de cununie. Nașul, da. Și bineînțeles că aveam, când m-am cununat, eram însărcinată cu Ciprian. Cu Ciprian. Da. Eram în a șaptea lună, cam așa ceva. Și vine Ileana. Doamna Ileana Sărăroiu, Dumnezeu să o odihnească. Vine și aud de afară. Ia-ți mireasă ziua bună. Și ne-a pufnit un râș. Și a intrat Ileana cu glumele și a fost... O comedie din nuntă s-a transformat într-un spectacol de comedie. S-a născut Ciprian și pe urmă, fără să... Deci îmi doream copii, am făcut un mic tratament ca să-l am. Și pe urmă Irinuca a venit, cum să zic, poate... Nu-mi doream. Nu mai doream. Adică am un copil, îmi este de ajuns. Iar Irinuca... Am avut sarcini toxice și mi era foarte greu. Și pe la 3 luni nu mai puteam, cu Irinuca a fost groaznic. Și mi-a zis sora mea, Florica, zice, te-ai chinuit 3 luni de zile. Mai rabdă 6. Rabdă, că la 3 luni și jumătate mișcă și nu o să mai ai probleme. Și așa a fost. Și uite ce suntem șase frați, suntem 6 frați, toți au băieți, numai eu am adus fetiță pe lume. Da. Și cred că este iubită de toți frații. Toți, numai băieți. Am 11 nepoți. Iar ea este regina. V-a moștenit? Din punct de vedere muzical? Nu. V-ați fi dorit? Poate. Când am văzut câte, Aureliane, câte nopți pierd, pe unde... Este adevărat, este o plăcere să te invite la o nuntă. La spectacol, mă rog, este așa cum ești foarte bine, dar la nuntă este destul de obositor. Să te duci. În tinerețe făceam câte 3 programe la nuntă. Acum este adevărat, fac un singur program, o oră.
Asta mergeți este cartea de vizită și, da, și plec, îmi este mai ușor. Dar atunci stăteam toată nunta, stăteam pe bătătura oamenilor de mă cunoșteau. Vă și susținea soțul pe drumul cântecului? Ați avut susținerea familiei? Da, la început venea. La început venea că mai erau foarte mulți care se bine dispuneau la nuntă și mai erau și din ăștia scandalagii. Și mi-era teamă de ei. Da, unii, dacă zicam, sunt măritată cu un luptător, că între timp Ion, după ce noi ne-am cununat, nu ne cununasem încă, Ion a ieșit campion mondial. Așa, și m-a bucurat foarte mult și rezultatul lui și, mă rog, am spus-o și o repet, un băiat serios, a fost chiar și sport, în sport. A fost, până m-a devenit antrenor și a adus, de fapt, luptele au fost pe primul plan încă vreo 10 ani. Deci luptele ca sportivi erau primii care, pe urmă au venit gimnastele cu Nadia Comăneci și cu... Salutăm cu respect pe soțul dumneavoastră, da. L-am cunoscut, este într-adevăr un om minunat, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să vă fie aproape Dumnezeu, în continuare, da. Foarte, foarte mulți ani. Și dumneavoastră și copiilor dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Irina, v-ați bucurat de glorie, oamenii vă iubesc extraordinar de mult și vă vor iubi pentru că dumneavoastră sunteți nemuritoare în grădina cântecului popular. Așa cum spuneam, ați înregistrat foarte multe albume în anul 1980, da. Acea casetă vândută în 800.000 de exemplare. Da. A adunat mulți bani la bugetul statului, da. Cât aduna Fabrica Republica în 3 ani. A apărut în ziarul Scânteia Partidului, era atunci la Întâmplări Adevărate. Am citit și eu atunci, că aduc venit cât uzinele Republica, ce mândră, nu înțelegeam eu prea mult atunci ce înseamnă, dar astăzi cu timpul înțelegi totuși că lucrai, munceai destul de mult fără să erați plătit. Răsplătită și dumneavoastră pentru toată munca depusă, doamna Irina, Absolut, de statul român? Nu. Dar ce primeam de la... Absolut nimic. Vă iubea familia Ceaușescu? Aureliane, vreau să spun că 15 ani la rând eram nelipsită la... Pentru că el... La revelioane, da. El cerea soliștii care îi dorește. Deci 15 ani. Asta însemna că mă aprecia, că mă iubea. Sigur, familia. Probabil că Nicolae Ceaușescu vă aprecia foarte mult, vă iubea foarte mult și doamna Irina era mai egoistă. Nu este adevărat. Nu? Se uita cu foarte mare... cu foarte mare interes la mine când apăream în fața lor să le cânt de revelion. Dar s-a întâmplat probabil ceva destul de nu știu, bănuiesc ce. Faptul că m-a interzis. Da, când v-a interzis? În 82. În 1982. Și care a fost motivul? Nu știu. A fost destul de greu. Cred că a fost o mare lovitură pentru sufletul dumneavoastră. Da, mi-era teamă. Nu știu lovitură, dar îmi era teamă să nu mi se întâmple ceva. Faptul că nu mă mai primea nimeni în toată țara, toți primii secretari. Ce însemna această interzicere? Să nu apar la televizor? Interdicția nu. Cum a apărut? Eram la un spectacol la Vaslui, la Sala Sporturilor. Da. Și eu m-am dus pregătită cu ansamblu Doina din Iași. Parcă așa se chema ansamblu pe atunci. Orchestra Populară. Orchestra Populară, așa, Doina. Din Iași, da. Și spectacolul începuse, eu eram pregătită, intram în partea a doua. Iar în partea a doua mă trezesc în cabină cu șeful miliției pe atunci, la Vaslui, și mi-a spus doamna Lughin, vă îmbrăcați și plecați de unde ați venit. Nu aveți voie să intrați în spectacol. Dar am văzut că îi jucau ochii în lacrimi lui. Eu mi-am dat seama. I-a fost foarte greu să mă anunțe. Zic, cum adică? Și cu sala ce facem? Că era sala oamenii plină. Da. Spectacolul deja este la jumătate, trebuie să intru. Doamna, tovarășa Irina, nu aveți voie să intrați în spectacol. Și din nou își juca ochii în lacrimi. Și zic, mă duc la partid, mă duc undeva să spun, toate ușile vă sunt închise. Și nu m-am lăsat, m-am dus. Într-adevăr, m-am dus la partid, acolo, la clădirea partidului unde era. Era o secretară acolo și mi-a spus, nu aveți cu cine să vorbiți. Atunci mi-a fost puțin teamă. Mă dusese cu un șofer cu mașina, cu acordeonistul după mine. Și am plecat înapoi. Nu pot să spun cum a fost drumul de la Vaslui până acasă.
Și pe urmă s-a dat această sfoară în țară să nu mai fiu primită în niciun nici la televiziune, nici în absolut. Concerte, și de la radio m-a scos. La radio, m-a scos de la radio, de la Electrecord. Vroiam, îmi pregătise Giroveanu, îmi pregătise un CD cu niște melodii de petrecere. El încă nu știa de interdicția mea. M-am dus la el, am ascultat melodiile, mi le-a dat toate superbe, sunau foarte frumos. Și între timp, eu am venit acasă să le învăț, să nu știu ce, și el m-a sunat, zice, doamna Lughin, vedeți că dumneavoastră nu mi-ați spus că sunteți interzisă și nu avem voie. Și așa prost mi-a picat, așa zic, hai, poate scapă acest CD să-l fac. Și, nu. Cât timp ați fost interzisă, doamna? Până la Revoluție. 8 ani. 8 ani. Între timp m-am angajat... Traian Straton era solistul, era directorul ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava și și-a făcut milă de mine și a venit și mi-a propus angajare la ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava. I-am spus, dar nu ai voie. Pe răspunderea mea, vii și te angajezi la ansamblu. Și ați fost angajat. Și o să facem spectacole numai în zonă. Și așa am fost 7 ani de zile. Deci n-am stat fără servici. Am stat la ansamblu și cântam numai în comunele respective, aproape că n-aveam timp să le... Toată țara plângea după dumneavoastră, da, doamna Irina. Este adevărat. Inclusiv eu. Da. La noi, în Argeș, și se zvonise că ați murit. Da. Multă lume așa spunea. Că ați fost la pușcărie, arestată. Da. Eu eram la mare în anul 1990 și am văzut un afiș mare, spectacol extraordinar, doamna Maria Ciobanu și mare Irina Lughin. Nu mi-a venit să cred. La mare. La Constanța, la grădina de vară la Tomis. Exact. La Tomis. Erau exact. Oamenii cățărași din toți copacii pe acolo. Era un oarecare Hegeduș la Ministerul Culturii. Și el și-a asumat răspunderea. Noi o băgăm pe Irina Lughin în acest spectacol. Eram, e adevărat, cu orchestra din Scornicești. Da. Nu uita treaba asta. Cu orchestra din Scornicești. Exact. Și așa ne-am strecurat, m-a putut strecura la spectacolul respectiv. Dar vreau să spun că cabina unde mă dezbrăcam era o curte pe urmă interioară, unde trebuia să ajung la așa scenă. Este, curtea interioară acolo. Era arhiplină, iar pomii în care era înconjurată grădina, era plină de lume. Agățați până în vârful pomilor, că aflase că sunt în spectacol. Nu mi-a venit să cred, să știți. Da. Și la un moment dat mă conducea directorul Ariei, pe nume Sebastian Tașcă, și cu soția lui, că eram și prietenă cu ei. Și mi-a făcut culoar, iar lumea din pomi arunca cu sticle de Pepsi în acești doi, că de ce mă însoțesc? Știți că se vorbea în public, vă spun eu, da, că sunteți arestată. Că sunt arestată, da. Asta da, se vorbea. Da, da, și eram disperați cu toții. Da. Da. Așa este, în mulțime. Da. Și oamenii de aceea aruncau cu sticle de plastic în... Da. Cei ce vă însoțeau pe dumneavoastră, crezând că sunt cei de la securitate sau eu știu, polițai. Exact, săracii din șire. Și ați avut mai multe spectacole după aceea. Încă vreo 3 zile. Am și pe urmă iarăși m-am dus la locul meu. Zic să nu fac valuri. Am venit cu un buchet de flori la dumneavoastră pe scenă. Câți ani avea Aurelian atunci? Aveam 20 de ani. Aveai 20 de ani? 20 de ani. Am 41 de ani. Mulți înainte, da, ai dreptate. Și am venit cu flori la dumneavoastră și v-am cerut cântecul deschis. Pare de mormântul. Vai, ce răsunet a avut această melodie. Mare șlagăr al dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră, în momentul în care l-ați interpretat, ați reținut pentru băiatul din Curtea de Argeș. Din Curtea de Argeș. Și pentru mine a însemnat extraordinar. Eram cu verișorul meu, Cornel, din Constanța. Da. Într-adevăr, foarte greu am procurat bilete, pentru că se vindeau pe mână biletele. Da, așa este. Și dumneavoastră ați revenit tot în glorie, doamna Irina Lughin. Dar pe scenă atunci a fost delir. Era delir în sală. Erau suspine, plânsete și chiar râsete, pentru că am încercat să le spun și câte o glumiță și câte... A fost senzațional, într-adevăr. Așa este. Bănuiesc că felul cum ați fost primită de public după această revenire a însemnat mult pentru dumneavoastră și, să zic așa, că mai cicatrizat puțin din rana aceea ce era în suflet, pentru că a fost o rană să lipsești 8 ani de zile, să fii într-așa o glorie. Irina Lughin, cum să vă spun, înseamnă enorm pentru folclorul românesc. Da, poate dumneavoastră nici n-ați realizat.
Ba, realizam, realizam, mai ales că creșteau, copiii erau deja în mărișori de acum. Și mă întrebau, dar tu nu mai cânti? Ce puteam să le spun? Vai, am văzut aici două pisici superbe, am văzut câini și vreau să-i vadă și telespectatorii noștri. Dacă ai ști câtă energie pot să-mi dea aceste pisicuțe, este Robin, cel alb, care l-are de... Și el are o cum să zic, o poveste. Pentru că eu i-am adus lui Irinuca în urmă cu niște ani o pisică albă, albă persană, superbă, mititică, avea 3 săptămâni. I-am adus-o de la Chișinău, i-am cumpărat-o de la Chișinău și i-am adus-o cadou de Crăciun. A crescut-o vreo 3 ani și când ne-am mutat aici, în acest cartier, i-a furat pisica. A fost distrusă, a fost înnebunită, a făcut fotografii pe peste tot și le-a pus, le-a lipit pe toate gardurile pe aici. Și la un moment dat vine un paznic de aici, din cartier, cu o pisică albă în brațe. Vai, pisica mea, pisica mea. Și când ne ducem, nu era pisica, era acest Robin, că îi zicem noi Robin. Da. Acest pisoi care îl vedeți voi. Da. Așa. Da, adevăr foarte frumos și iubitor. Și vai, dar nu e băiata mea, era fetiță și... Vai, dar de unde ați luat-o? Duceți-o de urgență să nu sufere cum sufer eu și... A dus-o ea din nou, că pentru că era și destul de mare recompensa pentru pisoi, de aceea se și îngrămădeau să... Oamenii să vină la poartă cu pisici albe. A dus pisoiul la loc, nu este al meu, așa, și eu plec cu Irinuca la țară. Și peste 2 sau 3 zile ne sună al meu bărbat. Iris, vrezi că ți-am găsit pisica? Unde? Uite, mi-a adus-o. El nu era prezent când paznicii au venit cu pisica. Și ți-am găsit-o, gata. Am găsit, vai, extraordinar, venim noi repede. Păi zice, ia stai mai puțin, stai, întreabă-l. Nu cumva e tot aia care ne-a adus-o? Măi, Ioane, ia vezi, este tot aia. Nu, domnule, pisica e. Păi uite-te la ea, vezi că e fată. Bă, ce știu eu că e fată sau băiat, e pisica albă. E pisica albă. Și nu venim noi de urgență, bineînțeles că era același cotoiaș alb și nu știu. Iar Irinuca la un moment dat zice, ia spuneți-mi de unde îl luați, ca să-l duc eu să văd, să nu-i mai dea voie, să, că poate îl pierde și ea. Și s-a dus și era în unei franțuzoaice care locuiește aici în cartierul francez. Și Iris i-a pus în vedere, nu-l mai lăsați așa, că uitați, poate să vi-l fure oricine, mie mi l-a adus de 2 ori, eu am pierdut una, la fel, care a fetiță, la fel ca al dumneavoastră, și să nu-l mai lăsați așa. Iar franțuzoaica s-a uitat la Iris când era așa de distrusă și de... Iris vorbea cu lacrimi, să nu care cumva să suferi și dumneavoastră, zice, dar spuneți-mi dumneavoastră, în engleză, bineînțeles, vorbeau, ați dori acest pisoi? Iar Irinuca, vai, cum să nu se poate? Zice, cum puteți să-l dai? La un moment dat am auzit, s-a dus și ea și a anunțat copilul, avea un copilaj de 3 ani, când i-a spus că dă pisoiul, ăla a tras un răgnet în casă de plâns, așa, și a pus pisoiul în brațe, dar acesta este Robin. Da, aveți 2 pisici, aveți 2 Iar asta, a doua, acum de Crăciun, ce să-i fac cadou? Puteam să-i aduc eu parfumurile din lume sau îmbrăcămintea, sau rochii, nu știu sau ce, orice. Am făcut un turneu în Chișinău și ce să iau eu lui Irinuca? Și m-am dus și am găsit un pisoiaș, al doilea, care o vedeți, avea o lună și o săptămână. Era mică cât pumnul meu. Și a făcut cel mai mare cadou. Vai, nu-ți spun. Este îndrăgostită, este dor de ea, cum este mie de Irinuca până vine seara de la servici. Așa este dor Irinuca. Mai alergați, doamna Irina? Da, da, mai puțin acum, dar tot, oricum, tura lacului Herăstrău o fac, care are cei 7 kilometri, care seara. Luați și câinii cu dumneavoastră. Da, neapărat. Da. Câinele, pentru că unul s-a dus. Am plinit 16 ani și s-a prăpădit Lesic. A fost așa, în familie a fost ceva, o tragedie groaznică. Groaznică, mi-am făcut până și priveghi. Da. Și când ies pe drum și văd pe șosele și atâția câini nenorociți și slăbiți și cheaun de foame, aduc mult, tot ce aduc, ce văd pe tot. Așa aduc tot timpul, câte unul care cred eu că este mai slăbănoc și mai neajutorat, și îl hrăniți. În 2-3 luni este cu totul altul.
Dumnezeu altul. O să vă răsplătească pentru tot, doamna Irina. Un om sensibil, cunosc bine această zodie din care fac parte. De aceea am devenit și vegetariană. De aceea nici nu vreau să mănânc carne. Știu, repet, tradiția este tradiție. Dar iarna, înainte de sărbători, când la tăierea porcilor și primăvara, iezișorii și mielușei, mă, sunt distrusă, sunt un om distrus. Sufăr enorm. Să știți că și eu sufăr foarte că tare și nu prea mai sunt mănânc sigură. Carne în ultima vreme. Da. Nu prea mai mănânc carne. Nu, să nu zici nu prea mai mănânc. Nu mai mănânc carne. Da, încet, să încet. Știi. Încet, încet. Vreau să vorbim puțin și de toate albumele dumneavoastră. Ați primit și 3 sau 4 discuri de aur, foarte, foarte multe diplome de onoare. Ați fost răsplătită. Un turneu în Chișinău. Am venit cu o bucurie extraordinară pentru că mi-au dat titlul de artist a poporului. Felicitări. Mulțumesc. Pentru că sunteți jumătate basarabeancă. Foarte iubită acolo. Da, îmi doream de mult acest... N-am știut nimic până nu s-a terminat spectacolul și la sfârșit de spectacol a apărut președintele Republicii Moldova și cu, cu premierul și mi-a oferit acest titlu. Care... Un dar de suflet. Da. V-ați numărat vreodată albumele, doamna Irina? Nu. Având foarte multe? Nu, și nici nu le număr. Foarte bine. Nu. Un număr destul de măricel care am putut să... Am crezut că așa satisfac eu dorința publicului. Să le aduceți cântece. Da, și dă-le cu lingurița. Nu tot timpul, vai, la fiecare 6 luni sau la fiecare un album. Nu, nu. Publicul trebuie să te dorească totdeauna. Să știe, să vadă că lipsești de pe firmament, să-i fie dor de tine. Dacă ar fi să-mi dați un sfat, ce sfat mi-ați dat? Eu ție chiar că n-aș avea să-ți dau niciun sfat. Ba, din contră. Pentru că tu ești perfect. De când te-am cunoscut pe tine, de când am venit la emisiunile tale, dialogul între tine, nu trebuie să alergi după minge, mi-o plasezi. Și este lucru mare. Mulțumesc. Este lucru extraordinar. Dar ca interpret, ce sfaturi? Ca interpret ai niște melodii foarte frumoase. Melodiile genul care place publicul. Dacă melodii de suflet, melodii de trăire. Trăiești cu ele. Și ai vocea aia caldă care într-adevăr, este asculți cu plăcere și te liniștește, te sufletește. Vă mulțumesc foarte mult. Este un cadou de Paște pentru mine, ceea ce spuneți dumneavoastră. Și trăiești, mulți nu mi-au recunoscut valoarea. Ce oferi? Adică oferi publicul și melodia, trăiești mesajul. O personalizezi, o filtrezi, trece prin suflet. Exact. Prin nu cânti noastre. Ca un robot. Nu știu ce, numai de dragul de a rima, că mulți sunt așa. Și pe urmă încep să strige. Băi, oameni buni. Nu e bine. Una e când îi spui unui om, te iubesc. Și alta e spune, te iubesc. Groaznic. Adică muzica excelează prin melodie, nu prin zgomot. Mult zgomot să se spargă urechile. Nu este bine. Să te mângâie la suflet. Așa este. Alături de Fuego... Ați înregistrat cântece frumoase, este cel de-al treilea copil al dumneavoastră. Da, așa este. Un duet așa ce este. S-a bucurat de mare succes, multe, multe cântece înregistrate în duet, s-au bucurat de mare succes, majoritatea au ajuns șlagăre. Da. Cine a fost cu ideea, doamna Irina, dumneavoastră deci totul, sau Paul? Totul a pornit, Paul. Paul. Paul, pentru că totul a pornit de la a mă invita la un videoclip al lui cu Colindu, Împodobește mamă Bradul. Era pentru a doua oară când îl vedeam pe Fuego, când a venit la mine în casă. L-am văzut odată așa fugitiv, la o televiziune, nu știu unde, sau la un spectacol pe la Mamaia. Și a doua oară când venea la mine în casă să-mi propună. Mi-a adus flori. Era înainte de Crăciun cu vreo 2 sau 3 săptămâni. Și zice, doamnă, vreau să vă propun să veniți să participați la un videoclip al meu, un colind. Zic, ce am de făcut? Nu aveți nimic de făcut decât să fiți prezentă și eu să mă adresez dumneavoastră ca și când ați fi mama mea. Deja m-a impresionat. Cum să nu? Așa. A venit ziua filmării, urma peste 3 zile să fie filmarea undeva pe aici, pe lângă Piața Domeni. Era o casă aleasă pentru așa ceva, o vilișoară foarte frumos aranjată. Erau deja pregătiți cum ne-am pregătit și noi astăzi. Da. Așa. Și când l-am auzit cântând, eu nu-i ascultasem melodia.
Când am auzit cântând și s-a apropiat de mine, s-a așezat jos și și-a pus capul în poala mea și îmi potrivește, mamă, Bradu, că-ți vin colindători. Am început să plâng, Aureliane, și am început să-mi trăiesc. Deja îmi trăiam rolul de mamă. De mamă. De mamă, da. A fost extraordinar. Când s-a terminat filmarea, iau toți așa mai indiferenți, mai la revedere, vă mulțumim. Bineînțeles că i-am propus atunci, dacă vrei o mamă, hai să luăm și un tată. Și l-am ales pe, zice, pe care vreți dumneavoastră? Hai să-l luăm pe Ghiță Turda, dar încă nu-mi dădeam seama de valoarea acelei melodii și acelei trăiri. A trebuit mult, am reluat de 3-4 ori pentru că am plâns, exact cum a plâns mama la Mi-ai dat mamă cântecul la filmarea mea. Așa am plâns atunci, așa m-a impresionat de tare. Și de atunci pe acest copil îl respect și pentru tot ce face este foarte ambițios. Face lucruri extraordinar de frumoase, iar spectacolele lui, vreau să spun cele de toamnă și de primăvară, nu-mi lipsește niciunul fără să mă duc, pentru că nu mă duc de dragul de a mă duce să hai să știe Paul că sunt, mă duc pentru că așa simt nevoia și mă duc. Place. Și îmi place. Pentru că vă place. Îmi place, parcă nu vin sărbătorile, spectacolele lui de colinde, parcă nu trăiesc sărbătorile atunci împreună cu publicul. Sunt o spectatoare rătăcită printre public, dar trăiesc cu ei. Ați fost de foarte multe ori peste ocean, ați fost, cred că, în întreaga lume. Am fost de 7 ori în America. În America. De vreo 7 mai ori. Mai aveți frică de avion? Aveți. Nu mai duce aminte. Unde nu ați fost plecată, doamna Irina? Cred că este mai potrivit. Îmi rămăsese Australia și faptul că știam că este foarte departe și la insistențele unor persoane care le cunoșteam și am acceptat și Australia, dar știam ce mă așteaptă cele 30 de ore de zbor. Am acceptat cu chin. Vreau să spun că îmi făceam deja probleme de când știam că am acceptat să mă duc. Da. O lună de zile înainte, noaptea după noapte, erau niște coșmare pentru mine, că mă urc în avionul respectiv. Dar dacă n-ai văzut Australia, te-ai născut degeaba. Trebuie să o văd și eu. Este extraordinar de frumoasă. Este pustie. De exemplu, de la deplasările de la Melbourne la Sydney sau de la Sydney în Gold Coast sau în Brisbane sau, sunt destul de mari, câte 1000 de kilometri. Dar este așa de frumos când vezi toate turmele alea ale nimănui. Turme de vite, turme de oi. Turme, extraordinar de frumos. Vezi sălbăticia, vezi cangurii. Eu când am văzut cangurii, Irinuca mea zice, mamă, ce să-ți adun în Australia? Ce adun-mi un pui de canguri? Și am văzut undeva într-un pustiu, era pustiu, și am văzut un luminiș, așa, unde erau canguri mulți. Am țâșnit din mașină până să-mi spună persoanele respective cu care mergeam cu mașina, cei care mă îndrăgeau și mă plimbau prin toată Australia, până să-mi spună ei că cangurii de fapt sunt destul de periculoși. Eu m-am trezit în mijlocul lor și cangurii stăteau la... Zice, fugiți de acolo! Cum se apără ei? Se duce și te pleznește cu coada aia care zicem noi că sunt foarte pașnici. Da. Dar de unde? Că Doamne ferește. Am tăiat-o de acolo în Val Vârtej, de erau așa de scump. Nu v-a bătut gândul niciodată să rămâneți într-o altă țară? Niciodată, vai, dar nici nu vreau să aud. Nu. Iubiți foarte mult România. Iubesc așa de mult România și oamenii. Ați fost 8 ani de zile și în politică. Da, este într-adevăr o experiență. O altă experiență. Mi-am dat seama că pot să stau alături de, aproape de, să aud necazurile și toate nenorocirile oamenilor. Eu așa am văzut eu politica. Zic, Doamne, ajută bine că am ajuns să văd și pe asta. Atâta tot, mai departe. Nu mai spun nimic. Eu mă simt foarte bine aici, în casa dumneavoastră. Am văzut o colecție impresionantă de tablouri. De unde le-ați adunat? Da, tablourile, din cea mai mare achiziție a mea a fost într-adevăr Piliuță, care l-am cunoscut cât era în viață. Și am fost câteva seri cu Băieșu, cu Marin Preda la niște seri din astea românești și l-am cunoscut și ca om. În episodul 2, Povești de viață, Irina Loghin, poate o să le vedem pe toate colecțiile ce le aveți, pentru că într-o carieră așa de bogată, cum o aveți dumneavoastră, sunt foarte multe lucruri importante de spus, doamna Irina Loghin, și nu putem să le cuprindem într-o emisiune. Așa aveți este. Regrete, doamna Irina? Regrete nu am. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, adică sufletește sunt mulțumită. Faptul că mi-a dat doi copii destul de reușiți. Regretul meu, așa, pe undeva, regret că n-am jucat într-un film.
Vreau să joc. Asta? Da, vreau să joc într-un film de dragoste în tinerețele mele. Un film de dragoste care mi s-ar fi potrivit. Mă gândisem deja și așa la un scenariu, la nu să-l fac eu, să povestesc cuiva, să-l scrie așa cum trebuie. Dar faptul că am fost foarte, foarte ocupată, am fost la câteva probe. M-a chemat unul din regizori și reușisem la probe foarte bune, că nu aveam nici 30 de ani pe atunci. Cât de aproape vă simțiți de Dumnezeu? Dumnezeu, tot timpul sunt cu Dumnezeu. Că nu neapărat nevoie să duci să faci drumuri, nu știu în ce vârf de munte sau... Să mergi la o mănăstire sau... A, merg și la mănăstire pentru că este atmosfera aia extraordinară. Da, dar nu toată ziua, din plăcută, când, când simți. Neapărat, Dumnezeu trebuie să... Încrederea în Dumnezeu trebuie să-L ai tot timpul aproape. Și în dormitor, și pe pernă, și pe unde calci, pe unde Dumnezeu, trebuie să fii cu gândul tot timpul la El. Nu neapărat să ajungi în biserică, Dumnezeu să te aduci aminte de Dumnezeu. Nu? Depinde cum, când, exact. Foarte. Ce simți când te rogi. Exact. Așa când este. Simți liniștea, când vin sărbătorile, ia cât acum în săptămâna în mare, Paște, da. în săptămâna mare, până nu merg la patimile Mântuitorului și la prohod. Da. Să cânți prohod. Păi simți că n-au trecut sărbătorile. Atunci ești tot timpul cu Dumnezeu. De fapt, tot, dar atunci îl simți și mai tare. Îi simți patimile. În final de emisiune, ce vrei să le mai transmite telespectatorilor noștri de la televiziunea Etno? Românilor. Românilor să rămână cu speranță, să trăim cu speranță. Cu speranță și iar speranță. Pentru că am, într-adevăr, o poezie care vreau să o recit. Vă rog. E frate codru cu românul și încercat, cum nu-i niciunul. Ca România, țară nu-i, grădina Maicii Domnului. Vedeți, de aceea, dragii mei, din moși strămoșii Daciei, la bucurii, la supărări, chiar răspândiți în patru zări, românii buni petrecăresc. Și triști de-ar fi, ei tot glumesc. Suntem uniți la greutăți de parcă-am trăi 7 vieți. Noi între noi ne-om mai certa. Dar să nu încerce cineva să ne lovească în ce avem sfânt, iubirea noastră de pământ, de glie, limbă sau popor, că va fi vai de capul lor. Vom trece și peste nevoi, că Dumnezeu este cu noi. Avem speranță și putere că tot ce-i românesc nu pierd. Într-adevăr, foarte frumoasă această poezie. Doamna Irina, vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați primit în casa dumneavoastră, în zi de cu Paște, dragă inimă. În casa sufletului dumneavoastră. Deci deschisă sunt sufletește, da. Și simt o liniște. La început era așa mai puțin stresată, mai... Emoțiile dar acum sunt firești. Nu emoții. Eu am avut mari emoții, să știți. Nu, și nu te-am simțit și asta este foarte bine. Nu, dar faptul că dialogul între noi îți dă așa o liniște și ți-aduci aminte de lucruri extraordinare de frumoase și este mai lucru mare chiar în ziua de Paște. Pătrundem și în casele telespectatorilor noștri, da. Și da. Își iau masa de Paște cu dumneavoastră. Ce bine, ce bine. Idolul că... dumnealor, pentru că vă divinizează poporul român, doamna Irina. Mulțumesc. Să aveți în continuare parte de sănătate. Să dea Dumnezeu. Un Paște fericit. Mulțumesc la fel, Aurelian. Mulțumesc din suflet. Sănătate, cât de sănătate avem nevoie. Să dea Dumnezeu, așa să fie, sărut mâinile și Doamne ajută. Doamne ajută. Dragi prieteni, am cunoscut împreună povestea de viață a unui mit, Irina Loghin. Duminica viitoare vom cunoaște împreună o altă poveste de viață. Până atunci, nu uitați. Aurelian Preda vă iubește, Etno TV nu vă dezamăgește.